Deci... pariuri, conector. Călătorie în timp, călătorie în timp vă propun. Suntem în Galia. Domnică, Cornel, Galia. Strămoșii francezilor de azi sunt aici. Galii s-au bătut cu Vica. Galii s-au bătut cu... Romanii! Romanii, băi! Ia uite, excelent! Auzi, Dane, știi, Dane, știi cine i-a suflat lui Vica că s-a bătut cu romanii? Relu! Jorge, Jorge, șeful romanilor a fost Cezar! Ei! Și tu, Cezar! Vreau să-l salutăm și pe domnul Asterix. L-ați prins, îl recunoașteți? Andreea și... Dane, ăsta e Gerard Depardieu la cura de slăbire. Dar știți cine e? Știți cine e? Andreea. Dani Oțil, așa cred eu, după mușchi. Seleși. Sorana, cine e? Seleși. Șerban. Cine? Șerban. 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 Haide, mă, Gerard. Șerban, da. Șerban de la Saorma. Cel mai important, cel mai important e pasul ăsta. Trebuie să-l recunoașteți, doamnelor, pe Obelix! Obelix! Auzi, fii atent, Dane, Dane! Stai un pic. Poți să pun întrebări măștilor? Una, păi, stai, da, auzi, fii atent. Nu am la pastila care trebuia, era mai târziu. Nu. Dar nu întreb direct așa, bă, ești Oana Roman sau nu întreb la modul ăla? Oana Roman, dar ce e însărcinată din nou? Păi, fratele meu, uite, ea e! Nu. Vreau să-ți spun ceva. Spune-mi, Obelix. Vreau să puțin gal mulți romani. Prea mulți. Nu vorbiți prea mult, că o să-și dea seama. După voce s-ar putea să vă prindă. Da. Da. Obelix, Viorelis. Da? Viorelis. Oanalis. Zi, conecte. Deci, după finețea nasului, nici nu trebuie să mă aprobi. E clar Vasile Muraru. Nici nu se pune problema. Vasile Muraru, da. Stai așa, Vica, ascultați-mă. Vă dau, Romica, vă dau câteva întrebări. Dacă răspundeți corect la întrebările astea, vă dau și indicii. Prima întrebare. Ascultați-mă, uitați-vă la Obelix, da? Obelix. Și întrebarea pentru un indiciu foarte important este... Care e cel mai mare organ al corpului uman? Maria Dragomiroiu. Pielea. Cel mai mare organ al... Care? Pielea. 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 Tot la tine știam. Pielea. Fiți atenți la indiciu, primul indiciu. Cu plete, primul indiciu. Vă mai dau o întrebare. Pentru încă un indiciu. Andreea. Obelix are o burtă uriașă. E ca și când ar fi lovit de meteorism. Andreea, ce face un om, fie că e din Galia, fie că e din Oltenia, când e lovit de meteorism? Se duce la baie. Ai văzut că am burtă mare și ai zis să-mi pui întrebarea asta legată de burtă, nu? Ceva că mănânci fasole. Când ce mănânci face? Fasole. Da, când te balonezi. Mai dați-mi un indiciu, al doilea indiciu. Balu! Hai mă, că v-ați prins. Balu. Dane, este Alexandru Arșinel. Domnul Arșinel, asta voiam să zic și eu, da. Arșinel. Domnul Arșinel, da mă, Dane. Dacă Arșinel. Nici eu nu-l recunosc pe șeful. Da. Ducadam, Ducadam. Mai o întrebare pentru încă un indiciu? Încă una? Încă una, da? Strămoșii francezilor, da? Dacă Daniela Gheorfi ar vrea să găsească un monegasc, unde ar trebui să se ducă ea? Dați microfonul lui Crenu. În Monaco. Unde ar trebui să se ducă ea? Nu-i spuneți. În Monaco. Ei, excelent, în Monaco. Deci Monaco. Al treilea indiciu. Al treilea indiciu. Popescu. Eu am două variante. Ori Vasile Muraru după cât de X-ul dintre asta picioare. O variantă. Stai, dar... după X, după ce? După X-ul? Așa. Asandu, dar după, după înălțime, zic și eu că este Alexandru Arșinel. Arșinel! Deci două variante, da? Arșinel sau Vasile Muraru. Noi spunem maestru Vasile Muraru. Arșinel! Eu așa cred. Da, o damigeană de vin dacă e Arșinel. Ah,
Elen, dă o damigeană de vin, dacă iar și e vrăjeala aia, e goală. Nu dă nimic, deci nu iar și stai puțin. Stai că ia vezi, tu sau negru cine trebuie dă? Neapărat să că verifici. Tu nu prea dai. Deci dă o damigeană de vin. E vin? E vin? Deci nu e ceva, nu e. Asta eu o iau. Veniți voi să vă uitați. Dacă iar și el dă o damigeană de vin. Băieți, Orșinel, Orșinel. O luăm aici. Marie, educat Adam. Mai cu un minut a spus că iar și Arșinel, Arșinel. Arșinel. Dacă spun că educat Adam. Am mai dreptate. Educat Adam. Că noi nu-l cunoaștem. Ai dreptate. Gata. Băi, dacă n-ai dreptate, dă-ne premiul nou, Bucadan. Nu, Arșinel, Arșinel. Nu, Arșinel, Arșinel. Băi, hotărâți-vă. Enache, Arșinel, cel mai cunoscut topelnic de pe planete e Depardieu. Depardieu vine cu o întrebare, ia uitați. Alors, regardez bien ce visage, c'est Obélix. Mais qui se cache derrière Obélix? Allez savoir. Întrebarea lui Depardieu, cine e sub masă? Bă, mie mi-e frică să nu fie Depardieu. Băi, sincer, pe cuvânt. Bă, treaba voastră să nu pierdem damigeaua. Duc Adam, putea? Hai la Duc Adam. Hai la Duc Adam. Eu rămân la Duc Adam. Hai la... Nu e. Băi, pierdem damigeaua, mă. Numai puțin. Monsieur Arșinel. Numai puțin. Vica. Bine, măi, Arșinel, atunci. Poți să-i tragi la poartă? Asta e. Gașca lui Arșinel aici. Aici. Cine mai zice Arșinel? Cine mai zice Arșinel? Vino la Duc Adam. Arșinel se trage acolo. Duc Adam. Eu mă duc eu, mă interes. Duc Adam. Cine zice Arșinel? Cine zice Duc Adam? Duc Adam. Hai cu Arșinel, care mai sunt cu Arșinel? Uite, cred că suntem mai mulți cu Arșinel. Mai mulți cu Arșinel. Duc Adam. Duc Adam. Duc Adam. Duc Adam. Arșinel! Arșinel! Ce să vă spun? Adam sau... Sau e tata lui? Cine e? Cine e acolo? Zine! Șerbane! Vreau să vă spun că sunteți în gravă eroare. La Duc Adam sau la Arșinel? La Duc Adam sau la Arșinel? Nu vă spun! Nu zic nimic. Șerbane! Lasă-mi mâna pe sabie! Vă rog frumos! Mariane! Aveam cuvântul cu Jamale! Ia! Șerban! Doamnelor și domnilor, dăm drumul, da? De mascare! Ăștia au spus, Duc Adam! Arșinel! Când l-ai mai văzut tu pe ăla? Nu, să-l auzim vorbind, Poate după acest mister. Bună seara, am permis să vă strâng mâna. Bună seara, bun venit. Bună seara! Arșinel, mă! Educ Adam! Nu mă, fă, Dane, știi cine e? Dane e Miculescu, a spus. Bună seara, prieten! Începem de mascarea? Mască! De mască-te! Opa! Cât a stat la machiaj? 2 ore! Wow. Obelix a fost Arșinel în noaptea de Revelion 2019! Da, Revelionul merge mai departe! Mulțumim! Cine te iubește să te ghicește, vezi? Nu a fost la mulți ani! Arșinel și Șerbănel!